fără a avea la dispoziție timp să se antreneze cu noua sa echipă, Giffens a strâns din pumn și a evoluat în primul său meci oficial din fosta cetate de scaun împotriva echipei al cărui tricou l-a îmbrăcat sezonul trecut și care a desemnat-o cea mai bună jucătoare, Universitatea Goldiș Icim Arad. Giffens a evoluat aproximativ 40 de minute, reușind un total de 10 puncte, 7 recuperări, 6 pase decisive cu 2 mingi câștigate și 3 pierdute. O evoluție care nu i-a mulțumit pe oficialii CSM-ului. Știind că puterea ei din teren este mult mai mare, având în vedere că acum două sezoane jucătoarea de peste ocean a ieșit de 3 ori campioana României alături de formația târgovișteană. Ținând cont de faptul că a venit de câteva zile, a fost primul meci al ei în acest sezon la noi la Târgoviște și împotriva Aradului, unde ea a jucat și a ieșit campioană cu echipa Aradului. Este adevărat, s-au văzut emoțiile, s-a văzut tracul și sperăm să treacă cât de repede peste acest lucru și să ne ajutem. Cristi, la meciul cu Aradul, nu a jucat la valoarea ei adevărată, dar sunt convins că își va reveni și ne va ajuta așa cum ne-am dorit. În ceea ce privește acest sezon competițional, elevele lui Dan Fleșeriu își îndreaptă toată atenția spre Cupa României. Sunt șanse să ajungem pe primul loc? După retur, teoretice, ar fi ceva șanse, dar asta e puțin cam greu. Noi ne facem planul ca în play-off să facem o surpriză frumoasă, să reușim să câștigăm un meci la Alba Iulia, dacă jucăm semifinala cu ei, acum să vedem. Sau, mă rog, cu Aradul, nu știm, da? De fapt, datoria noastră este să câștigăm la ele acasă, și la Alba și la Arad, ca să putem ieși campioni.